regăsit la Vocea Filmelor, pentru că în perioada de Cannes am trimis doar note scrise. Da, am încercat să țin așa un fel de jurnal fiecare zi și să vă tentez că atunci când vor veni filmele pe marile ecrane, la noi, să mergeți la cinema. S-a vorbit foarte mult despre asta, despre întoarcerea în sală, într-o sală în care se poate de data asta 100%, deci eu caut din nou loc la margine, știu, sunt o excepție, nu neapărat o excepție fericită, dar în orice caz, marele succes în continuare l-au avut filmele americanești. Asta este. Top Gun-ul pe prima poziție. Nimeni nu-și dorea mai tare decât să ajungă acolo, să îl vadă pe Tom Cruise și mai ales să-l vadă cât de bine știe să își respecte publicul. Să fie iubit și pentru că își iubește publicul și mai ales să fie foarte îngăduitor cu fiecare selfie în parte, cu fiecare autograf, cu fiecare zâmbet și să fie la fel de curtenitor și cu prințul William și cu Kate, dar și cu cinefilul obișnuit sau mai puțin obișnuit. În plus, francezii, ați văzut, i-au dat onorul care se cuvine, bineînțeles, cu avioanele lor, care de obicei numai la 14 iulie funcționează în felul acesta și lasă o dâră pe cer. Pentru că a venit vorba de avioane, nu puteam să nu mă gândesc măcar o clipă și la Regina Marii Britanii. A fost un moment absolut extraordinar, care s-a întins pe 4 zile de altfel de sărbătoriri și cu mulți entuziaști. Sigur, întotdeauna există pro și contra, dar nu vreau să mă opresc la ei, care însemna să le dau prea multă atenție celor care sunt contra și oricum sunt minoritari. Dar, tot așa, pentru regină și cel mai tare s-a bucurat strănepotul cel mic lui când a văzut pe cer cum au defilat avioanele. Nu, întâi au fost niște... De fapt, întâi au fost niște elicoptere și am aflat că se cheamă Wildcat. Și de altfel, regina circulă deseori cu elicopterul. Apoi au fost avioane, pare să chiar din toate timpurile, pentru că s-a discutat mult despre cei 70 de ani de domnie. 70 de ani de domnie, 69 de la încoronare, pentru că există o diferență de un an în care s-a ținut doliu după moartea tatălui său. În plus, încoronarea a fost prima transmisiune directă, drept care foarte mulți britanici și-au cumpărat televizor. Vedeți? E un punct de vedere. Mai mult decât atât, tot de la francezi am aflat, pentru că știm, teoretic, ei nu sunt cu regii, dar de câte ori au ocazia, o folosesc cât se poate de atent sau măcar o prințesă de Monaco acolo cât a existat una suficient de glamorous, acum ceva mai puțin, dar tot ei spuneau așa, că atunci când s-a născut regina, evident că nu exista e-mail-ul și chiar și cu poșta era destul de complicat, în schimb existau porumbei voiajori. Vă dați seama așa? Adică era un porumbel călător și îți ducea dintr-o parte într-alta ce aveai de trimis. Iar trenurile erau încă locomotive cu abur. Ce distanță extraordinară a reușit să străbată și să fie și extrem de modernă în tot ceea ce face. Apropo de lui, care, cum spuneam, a fost cel mai încântat de avioane, arăta cu degetul, deși toată copilăria ni s-a spus, n-arăta cu degetul. Uite, se întâmplă chiar și la un viitor prinț moștenitor, nu știu pe ce poziție e față de moștenirea la tron, dar oricum e adorabil și mai mult decât atât. Are 4 ani, s-a născut pe 23 aprilie, regina e pe 21.
pe 23 aprilie, când s-a născut și Shakespeare și când este St. George, care este ocrotitorul Marii Britanii. Vă dați seama câte lucruri se adună numai pentru acest lui. Plus copiii erau toți în ton cu regina, dar și cu mama lor și cu întreaga familie, pe albastru. La mine e o simplă coincidență. M-am gândit așa că seamănă mai degrabă cu Canu, așa că și acolo a fost foarte mult albastru. O fi culoarea anului, chiar dacă unii declaraseră una ceva foarte complicat, nici măcar nu m-am străduit să-i țin minte numele, pentru că probabil o să dispară la fel de repede. Pe de altă parte, știm doar Ludovic al XIV-lea a domnit 72 de ani. Dar eu sper că regina o să-l depășească, pentru că regina mamă a trăit peste 100 de ani. Altfel, însă, știu, am să fac o imensă speculație. Dacă 50 de ani n-ar fi venit comuniștii peste noi, regele nostru ar fi domnit 88 de ani. Vă dați seama? Știu eu speculație, o să spuneți, da. Știu, dar de ce să nu o calculăm? N-am putut să nu mă gândesc. La urmă, urmei știm. La nunta reginei, a cunoscut-o pe regina sa, pe regina Ana. Așa că era imposibil să nu fac apropiere. În plus, în balcon acolo era, bineînțeles, prințul Charles, era Anne, era și Edward, băiatul cel mic al reginei. Toți trei au fost în România. Pe toți trei a avut onoarea să-i întâlnesc. În schimb, regina, deși tocmai spuneau că a fost în 100 de țări, în România n-a ajuns niciodată. Sau poate cine știe, nu e timpul pierdut? Poate, până la urmă, Charles și Camilla au convins să vină. Ar fi ceva, nu-i așa? Oricum, e întotdeauna surprinzătoare în tot ceea ce face. Știm că îi plac mult pălăriile cu care uneori dă semnale. De exemplu, la Brexit și-a pus o pălărie în care erau culorile Europei, ca să arate un ușor regret. Sau mai știm că are foarte mult umor și are chiar ironia de sine așa cum se cuvine. Adică, la un moment dat, s-a uitat într-una din fotografii și a zis: parcă aș fi Miss Piggy, nici mai mult, nici mai puțin. Și apoi a cumpărat o felicitare cu Miss Piggy și le-a trimis-o nepoților. Sigur că nu seamănă cu Miss Piggy, sigur că nu, dar era un gest foarte frumos. Apropo, este o bunică ideală, pentru că după toate isprăvile pe care le-a făcut Harry, totuși se află la Londra și totuși va fi o întâlnire, chiar și cu noi moștenitorii moștenitorilor trecem peste. Așa cum și pe Andrew a ținut să îl aibă alături, chiar dacă nu în balconul cu pricina, care e un balcon extrem de important. De acolo s-a anunțat sfârșitul războiului. De acolo a salutat mulțimea Kate și Will atunci când s-au căsătorit. În 2011, când toată Londra a fost la fel de fericită ca în aceste 4 zile. Aș mai adăuga că a prins de-a lungul timpului 10 președinți francezi și că Sarkozy a avut poate cel mai interesant interviu spunând: atunci când te întâlnești cu regina Angliei, de fapt te întâlnești cu istoria. Sigur, a străbătut o perioadă extrem de lungă, a știut să fie echilibrată și să-i echilibreze de multe ori și pe cei din jur atunci când păreau că un pic e mai complicat. A fost alături de englezi, inclusiv în perioada pandemiei. Și, mai mult decât atât, a făcut și ea COVID-ul. Păi nu? De ce? Era mai presus decât supușii săi? Nu, a vrut să demonstreze că e la fel de curajoasă ca de fiecare dată. Ca și atunci când mama sa
a refuzat să părăsească Londra în timpul bombardamentelor germane, spunând: nu, eu rămân aici cu fetele mele, regele rămâne aici și toată lumea a iubit-o mai mult și pe regina mamă și, prin urmare, și pe regina Elisabeta a II. A, știți că au scos și o păpușă care s-a vândut extraordinar de repede. O păpușă Barbie, ce putea să fie altceva, o grămadă de obiecte, o mie de discuții că a costat prea mult toată această sărbătorire. Dar pe de altă parte, câți turiști n-au fost acolo? Așa că e undeva, din nou, echilibru acela de care spuneam. Alții au mai zis, sunt vremurile mult prea complicate și se întâmplă atâtea aici, aproape de noi, încât să ne putem bucura de un spectacol, i-aș spune, direct hollywoodian. Da, da, n-am văzut noi filme cu metaversul. Eu cred că pentru 4 zile am intrat în alt univers și de-aia Dr. Strange a venit puțin înainte ca să ne obișnuiască cu ideea. Și după aia fiecare rămâne în universul pe care și-l dorește. Dar vreau tare mult să vă spun toate astea și neapărat 2 filme aș vrea să vedeți sau să revedeți. Și anume, Discursul regelui, în care regina era încă o fetiță minunată, și The Queen, filmul în care se depășește pe sine Helen Mirren, sau Audiența, piesa de teatru, pe care am văzut-o cândva transpusă special de la Londra, de la National Theatre, la Happy Cinema. Sau și un desen animat, de ce nu? Căței reginii. Chiar dacă nu sunt poate cei mai simpatici din lume, filmul este adorabil și dă mult de gândit tuturor generațiilor. Așa că nu ratați un moment important istoric și bucurați-vă că am fost contemporani cu niște clipe extraordinare și că am putut să le vedem la televizor, uneori chiar mai bine decât de adevăratele. E, și să ne întoarcem puțin la Cannes. Festivalul s-a încheiat, premiul cel mare a mers la The Triangle of Sadness, Triunghiul Tristeții. Este teoretic triunghiul pe care îl faci atunci când te încrunzi și deci ești mai trist. E un film, cum spuneam, suedez, făcut de cel care acum câțiva ani făcea The Square, pătratul, nu știu cât a avut la geometrie, dar văd că funcționează cu toate formele posibile și imposibile. Vine ziua Suediei, așa încât odată în plus s-au bucurat. A fost filmul achiziționat de Independența, așa că o să îl putem vedea, nu știu cât de curând, dar în mod sigur va fi pe marile ecrane, ceea ce ne bucură foarte tare. Așa cum și filmul lui Chan Pauk, care a luat pentru cea mai bună regie și este un film foarte sentimental despre plecare, despre o îndrăgostire oarecum nepermisă și un film deloc violent, așa cum știam noi pe Chan Pauk până acum. Așa că și-a meritat întru totul premiu. Apoi frații Dardenne, bineînțeles, li s-a dat un premiu special pentru a 75-a ediție. Ca de altfel, separat, un palm d'or s-a dus și la Tom Cruise, era normal de vreme ce venise acolo și probabil că e un fel de echivalent al lui Alain Delon, sigur, mult mai tânăr, dar pentru multele lui fane, la fel de cuceritor. Și să știți că de filmul ăsta știu până și copiii de 4 ani. Mai greu cu pronunția, adică Top Gun devine un fel de Torgan, dar în rest avioanele sunt pe primul loc. Și o generozitate suplimentară a constat și în faptul că în film reapare Val Kilmer, care știm că e foarte bolnav, că aproape și-a pierdut complet vocea și atunci au găsit o modalitate totuși de a-l strecura într-o producție importantă și care a fost văzută pretutindeni. A, între timp știți,
Chinezii au anunțat că o să vadă filmul ilegal pentru că pe geaca lui, știm cât de invidiat a fost geaca, de un, chiar un fost ministru de interne, care era fermecător de altfel, există un steag al Taiwanului. Și atunci chinezii au zis, o să-l vedem ilegal, adică nu mai ne luați banii, deși întotdeauna când se vinde ceva în India sau China, oricât de ieftin ar fi biletul, prin acumulare funcționează bine, dar cum suma e deja enormă, nu cred că mai are vreo importanță. Cel de-al doilea film foarte căutat în această perioadă de Cannes, de cele 12 zile de Cannes, a fost Elvis. Elvis o să vină însă în iunie și în România, o să-l vedem atunci. Mărturisesc că n-am prins bilet, dar pe de altă parte sunt altele mai rare pe care nu le-aș fi putut nimeri. În schimb, nepoata, vedeți, tot timpul e ceva așa în familie, sunt așa un fel de clan, de o chestie istorică absolut. Deci nepoata lui Elvis, împreună cu încă o regizoare, au făcut un film numai cu piei roșii. Evident e un pony în titlu, avem și niște pony și niște măgăruși, că măgărușii au fost foarte prezenți, inclusiv cei veniți din Polonia și Italia. Skolimowski a luat un premiu și a avut cel mai bun discurs, pentru că le-a mulțumit patrupedelor și mai mult decât atât a făcut și un I-a, care este universal valabil, chiar dacă se scrie diferit. Un alt premiu s-a dus din nou în Belgia, dar despre toate astea am scris și le-ați descoperit pe parcurs, iar la filmul pe care l-am ales împreună cu cei din jurul ecumenic, a fost un corean regizat de un japonez, pe care însă deocamdată Broker, sau cum să te naști sub o stenuță norocoasă, steluța asta norocoasă, o să vedeți cât de norocoasă a fost sau nu, dar deocamdată nu l-a cumpărat nimeni. Poate reușesc, deși psihanaliza și film văd că nu i-a tentat pe cei care dau fonduri la București, așa că poate cine știe. La Cluj reușim să-l luăm de pe undeva, pentru că sunt convinsă că v-ar plăcea. Iar filmul meu preferat, toată lumea mă întreabă, ai văzut 55 de filme, care e preferatul tău? Da. 3000 de ani de dor, 3000 years of longing, ca niciodată, Idris Elba și Tilda Swinton au reușit să mă cucerească, o poveste așa ca în 1001 de nopți, și în plus puteai să-ți pui și o dorință, indiferent dacă aveai sau nu lampa lui Aladdin. Eu am una mică pe aici, pe undeva, dar cred că mi-am pus prea multe dorințe și s-a ascuns între timp. Dar deocamdată tot așa, nu l-a cumpărat nimeni, dar i-am sugerat cu drag lui Cristian Mungiu pentru Le Film de Cannes, Bucarest și în celelalte orașe. Poate reușește să-l aducă și Tilda Swinton, este o mare admiratoare și a jucat într-un film cu Vlad Ivanov, așa încât am putea să refacem o familie întreagă. Apropo de mai multe orașe, între timp a început Festivalul de Film Francez. Anul trecut era pe 1 iulie și se suprapunea cu Cannes. Anul acesta s-a terminat Cannes și când am ajuns acasă m-am bucurat să mai pot vedea niște filme, o parte dintre ele chiar franțuzești, și în deschidere Pasagerii nopții a lui Michael Hertz, care într-o prezentare online n-a ajuns de adevăratele, dar poate ajunge în toamnă, pentru că cei de la Bad Unicorn au zis că o să-l scoată odată cu revenirea studenților la facultate. Poate atunci ajunge, mai ales că ne-a mărturisit că are un bunic român.
Ei bine, regizorul s-a concentrat mult pe Charlotte Gainsbourg, dar și pe Emmanuel Béart. Era drăguță ideea pentru că Charlotte Gainsbourg, știm, tatăl ei a fost Serge Gainsbourg, deci un muzician, un cântăreț de neuitat, iar în cazul lui Emmanuel Béart, la fel, Béart, tatăl, este tot muzician. Mi s-a părut frumoasă combinația asta. Emmanuel Béart e făcut așa puțin să semene cu Marlene Dietrich androgină. Totul se întâmplă într-o familie și în paralel în emisiuni de radio. Păi ce putea să fie mai frumos? Și, într-adevăr, așa cum sună o replică din film, atunci când îl vezi a doua oară, parcă îți place și mai tare. În cazul meu exact așa s-a întâmplat și să știți că puteți recupera pentru că o să mai fie la București și în penultima zi de festival, când de altfel pe 11 o să fie un cineconcert, chiar cu personajul de pe copertă de anul acesta, de pe afișul de anul acesta, Gina Manes, din filmul lui Epstein din 1923, care se chema Cœur Fidèle, o inimă fidelă. Există oare așa ceva? Poate în 1923 exista? Oricum, e un film cu totul aparte, pentru că are un sistem necunoscut până atunci de editare și inclusiv de filmare. E o poveste de dragoste firește, se întâmplă la Marsilia, iar acompaniamentul va fi făcut la acordeon. Păi nu, știm bine de la Edith Piaf încoace cât de important este un acordeon în Franța. Așa că mergeți, căutați tot programul și pescuiți de acolo filmele importante. Se va da din nou și El, adică ea, filmul cu Isabelle Huppert, și vine producătorul și chiar ține un masterclass, așa că nu îl ratați. Între timp, mai vine un desen animat. Tocmai de curând cineva mi-a luat un interviu întrebându-mă de filmele pentru copii. Ei bine, există un desen animat nou, se numește Merge și așa, l-am văzut în avanpremieră la Muzeul Țăranului. El este al lui Valentin Urziceanu, este o poveste personală, este un băiețel rom, dar totul se întâmplă în anii 40, deci încă nu aveam formularea de rom, asta ca să nu apară tot felul de discuții. Oricum, e un film foarte tandru, este un film despre muzică, este un film despre copilărie, e un film pe care m-aș bucura să-l onorați cu prezența, pentru că știu că în fiecare weekend pândiți câte un desen animat, de la Encanto, la Luca și la care mai doriți, știu eu, orice dinozauri. Apropo de dinozauri, Jurassic Park vine o formă nouă, un episod nou și, ci că e ultim, mă rog, să-i credem. M-am amuzat amintindu-mi cum a fost anteriorul chiar prezentat în parcul de la Râșnov, de lângă festivalul de film și istorie, știți, un parc cu dinozauri, unde toți copiii visează să ajungă și chiar și știți că tot a fost 1 iunie și o știți pe asta cu copilul din tine? Da, bine, copilul din mine, am vrut și eu să merg la acest parc și ca să văd filmul în special. Dar nici dinozaurii nu erau chiar de lepădat. Dacă stau să mă gândesc că de vreme ce în 3D, între timp, poți să faci o pupăză pentru că nu mai ai voie să o filmezi, de exemplu, pentru că e o specie pe cale de dispariție și asta i s-a întâmplat lui Huțuleac într-un film pe care speram să ajungeți să-l vedeți mai mult pentru că era important, Copacul Dorințelor, exact ca cele două dorințe din 3000 de ani de dor, tot așa și aici mergeați, spuneați o dorință, se îndeplinea. Uite, la mine s-a îndeplinit. Ca dovadă că la un certain regard, în secțiunea în care a participat metronomul, a luat și premiu, nu? A luat premiu pentru regie,
Tânăr regizor, un tânăr realizator de documentar inițial, de cinema mon amour, dar se vede că e îndrăgostit de cinema, dar și de tot ce înseamnă o bună documentare și de imagini de arhivă și drept care a fost socotit cel mai bun regizor și era complicat pentru că era concurența foarte mare și mai mult decât atât a luat și un film din Pakistan care era pentru prima dată prezent acolo și filmul despre care vă spuneam al nepoatei lui Elvis a luat Camera d'Or pentru că era la debut, adică nu era de glumit absolut deloc, așa că să prețuim așa cum se cuvine un asemenea premiu. Deocamdată vine la TIFF și există o promisiune că din iulie o să intre și pe marile ecrane, să nu mai așteptăm chiar toată vara, pentru că am văzut că RMN-ul, gata, a și ieșit. A ieșit aproape simultan și merge nu știu câte orașe. Face din nou o caravană ca la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și lumea se va putea bucura de cei care joacă în film și de cei care se află acolo. Apropo de tinere generații de cineaști, în afară de cei care deja îi știm la Râșnov că intră într-un juriu al liceenilor, între timp mai există un festival care se cheamă Film la Sat. A început de vineri și se întâmplă foarte aproape de unde s-a născut Brâncuș. Și mai mult decât atâta, avem filme numai românești deocamdată, dar și însoțite de cei care le fac și a fost deja Dog Poop Girl la Rata Pompariu și trebuie a văzut ca să înțelegeți mai bine cum funcționează netul și să nu-i dați chiar atât de multă dreptate. Dar a fost și Atunci ce e libertatea, filmul lui Andrei Zincă. Iar astăzi, când este ultima zi, avem așa. Cai putere, iar m-am întors, știu, cai, căluțul, poneiul, aici, cai putere. Scurtmetrajul lui Daniel Sandu, la care țin foarte tare, știți povestea? Nu știți, nu vă spun pentru că trebuie să o descoperiți și mai ales să-l îndemnăm să facă realmente o continuare, așa cum a promis, la un pas în urma Serafimilor. Eu cred că ar funcționa foarte bine, mai ales după ce am văzut acum la Cannes. Pentru că, de exemplu, Holy Spider, care și el a luat premiu, avea ceva din filmul lui și poate chiar și mai mult decât atât, alegerea unui nou imam în Egipt și o alegere care a mers spre un premiu de scenariu, de ce nu? Data viitoare există deja o excepție, există deja, știți cum e, ca la avocați. Există un caz similar. Și în încheierea festivalului, care a avut și un ocrotitor, o ocrotitoare extraordinară, Magda Sândulescu, care a făcut și un afiș grozav și a făcut și o descriere a locului și cred că ne-a făcut să ne simțim acolo chiar înainte să ajungem. În încheiere e un spectacol de teatru, Emigranții, e în regia lui Claudiu Istodor, e cu Cuzin Toma, cel care a avut ideea festivalului, și cu Tudor Istodor. E un spectacol care vine de la Teatru Mic, exact la acest festival, Film la Sat, dar de ce nu și Teatru la Sat. Și încă ceva, o întâlnire colosală a fost cu opera lui Ion Popescu Gopo și cu nepoata lui, care a fost de față, doamna Moscu, fără de care nici n-am putea să vedem toate filmele astea și ar fi păcat, și cu care încercăm să punem la cale pentru centenarul Gopo de la anul de 1 mai, măcar o expoziție, dacă nu un muzeu
De adevăratele. Și înainte de a încheia, vreau să vă citesc un text pe care l-am primit de la Târgoviște, unde începe Festivalul Babel pe data de 10. Va dura 10 zile și este un festival de teatru. Am mai participat la el de câteva ori. De data aceasta are și câteva filme și chiar voi avea o prezentare despre teatru și film și mai ales despre limbajul cinematografic și cel teatral, trecând, bineînțeles, și prin cartea maestrului meu Dei Suchianu. Dar, înainte de toate, am să vă citesc un text pe care tocmai l-am primit. După 2 ani de pierderi în pandemie, ne umplem inimile de bucurie și ne facem curioși să întâlnim oameni și prieteni, să ne facem noi prieteni și, bineînțeles, să respirăm aer proaspăt. Muzică, film, lansări de carte, expoziții și evenimente teatrale. În cele din urmă, artiști din diferite părți ale României, Europei și lumii se vor aduna din nou pentru a arunca raze de lumină culturală, relaxantă și colorată, asupra teatrului Toni Bulandra din Târgoviște, ne spune Ranin, directorul teatrului, și care este și regizor și scenograf și ne face o scenografie a vieții întotdeauna minunată, și asupra întregului oraș. Să cunoaștem oameni, să ne bucurăm de arte împreună, este ceea ce ne-a lipsit, este ceea ce avem nevoie și asta vom sărbători la Babel 10. Vedeți că ai pus un X, așa, ca la cifra romană. Da. În această perioadă de război și pandemie, cum spuneam, o să intrăm din nou în metavers. Iată cum va rezuma aceste timpuri actrița de origine greacă, Desfăina Sarafeidou, în rolul Casandrei din spectacolul ei omonim, spune așa: reinventând un mit din trecut pentru a obține o reimaginare hilară a tragediei grecești antice, transformând-o în tragedie stand-up. Nu v-ați fi așteptat. Făcând cu ochiul realității prezentului, aducând trecutul, distrugerea Troiei, povestea de dragoste cu Agamemnon, uciderea sălbatică a Clitemnestrei, în prezent, îmbinând mitul și prezentul și rămânând în viață pozitiv într-un ciudat, dar minunat mod de a privi spre viitor. Euripide și Bugs Bunny, ABBA, Manchester United și Scarlett O'Hara, tragedie și umor. Poate că aceasta ar putea fi soluția. Lumea este rareori însorită, dar toți suntem Bugs Bunny și sper că și dumneavoastră cu vocea filmelor sunteți la fel.